Copacul Zânelor, o poveste cu copaci din Scoția, în volumul Viața secretă a copacilor, de Moira Butterfield și Vivian Meinker. Tot bufnița pană mi-a povestit mie că odată, de mult, în unele părți ale Europei, se credea că primăvara este o perioadă încărcată de magie, când poți să o întâlnești pe regina zânelor. Dacă miroseai bobocii primăvăratici ai păducerului, puteai chiar să călătorești spre ținuturile zânelor. Ce vă voi spune acum este o poveste foarte veche din Scoția despre un om care exact asta a făcut. Numele lui era Thomas. Într-o zi de primăvară, Thomas stătea sub un păducel înflorit când auzi zgomot de copite. O domniță prea frumoasă a apărut înaintea lui călare pe un armăsar alb, purta o rochie de mătase și o mantie aurie de catifea în coama calului ei erau împlătiți clopoței, argintii, zornăitori. Thomas nu mai văzuse niciodată o domniță de frumoasă, știa că trebuia să fie vreo regină măreață, așa că în genunche iute înaintea ei. Ea îi zâmbi și îl rugă să se apropie. Dacă te urci în spatele meu pe cal, am să te duc în ținutul zânelor, îi propusese ea. Așa că el făcu un tocmai cum i s-a spus. Regina dădu pinte în calul său să o ia la galop și pornire la drum. Curând trecură pe lângă un râu roșu. Acest râu este plin cu toată tristețea de astăzi de pe pământ, zise regina. Vai de mine, este atât de multă, suspină Thomas. Puțin mai târziu trecură pe lângă un râu albastru. Acest râu este plin cu toate lacrimile care s-au vărsat astăzi pe pământ, îi explică regina. O, oh, asta este foarte trist, sunt atât de multe, oftă Thomas. În sfârșit ajunseră la o livadă tare frumoasă. Bine ai venit în ținutul zânelor, acum am un dar pentru tine, îi zise regina. Culese un măr dintr-un copac și îl din lui Thomas, care era acum foarte înfometat. Când mușcă din mărul delicios, primi darul de a-i ajuta pe alții, alinându-le tristețea și oprindu-le lacrimile cu vorbele lui. Regina îl duse apoi pe Thomas acasă. Lui se părea că fusese plecați numai o zi, însă curând descoperi că lipsise șapte ani. Regina zânelor îi făcuse un dar minunat, dar plătise scump pentru el cu timpul său. Thomas deveni un mare învățător și poet, ajutându-i pe oameni și recuperând astfel tot timpul în care nu fusese printre ei. Veneau de la mile depărtare din ținuturile învecinate ca să-l audă vorbind și îi dădură numele de Thomas Versificatorul. El nu uită niciodată lecția pe care o învățase de la regina zânelor. Nu știi niciodată unde ai să ajungi atunci când îți lași mintea să hoinărească în timp ce stai la umbra unui păducel înflorit. Fii pregătit să visezi lucruri mărețe, dar să și acorzi ceva timp îndeplinirii lor. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!